Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: Taci! Fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: Cine este acesta de la ascultă? Chiar și vântul și marea. Rămâne corul în picioare și noi ceilalți ocupăm. Este om credincios care să fie deranjat de vremea frumoasă, de timpul frumos din viața lui și să zică: Doamne, prea multe zile senine, prea pace, prea liniște, mi-ar trebui ceva furtună. În schimb, un lucru destul de greu de înțeles pentru mulți oameni este rostul furtunilor din viața lor. Și anume, dilema este născută din raționamentul următor. Dacă Dumnezeu este atât de bun și dacă ei, respectiv oameni, se străduiesc să facă voia Lui, de ce îngăduie Dumnezeu vreme de furtună? De ce îngăduie Dumnezeu furtuni în viețile noastre și nedumerirea sau emirea este și mai mare când constatăm că furtunile se întețesc parcă în viețile celor care s-au dăruit Domnului. Dacă atunci când umblam departe de Domnul, parcă eram neatinși. Odată ce am ascultat porunca împreună cu ucenicii Domnului Iisus să trecem în partea cealaltă, Domnule, parcă în partea cealaltă furtunile sunt mai mari, mai dese, mai năprasnice. La ce s-ar putea referi prezența furtunilor în viața unui om, a unui credincios? Ce ziceți? Încercări, situații dificile, o boală, un accident, un anumit decaz, pierderea cuiva drag, faliment, pierderea locului de muncă, a serviciului și multe alte lucruri asemănătoare. Omului Dumnezeu, de exemplu Asaf, a fost confruntat cu aceeași dilemă. Nu înțeleg de ce în viața mea sunt furtun. Spunea el și în Psalmul 73, așa începe, zice: Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, totuși era să mi se îndoaie piciorul și să-mi alunece pașii, că-și mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi, într-adevăr nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte în suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Și atunci, sigur că se naște această întrebare, oare ce lecție importantă am putea să învățăm noi din furtuni, din moment ce Dumnezeu permite prezența lor în viețile noastre? Din moment ce Dumnezeu îngăduie asemenea furtuni, sau îngăduit chiar și în viața Fiului Său aici pe pământ, înseamnă că în mod sigur acestea au un rol important în legătură cu viața și cu formarea caracterului nostru. Ce rost a avut furtuna
în viața ucenicilor, în textul pe care l-am citit. Și ce rost poate să aibă furtuna atunci când vine în viața noastră, în așa fel încât dincolo de murmuri, de nemulțumirea pe care am putea să o manifestăm. Nu. Iar furtuna. Am auzit pe cineva murmurând în seara sau în dimineața asta că ne așteptam să vină primăvara și nu am mers iar. Acum furtună și iar când ar fi normal. În prima lecție o vedem în atitudinea Domnului Iisus. Vedeți, Domnul Iisus ne dă lecții și când nu vorbește, când nu zice nimic. Aseară le-am spus la tineri, printre altele, că există un limbaj, de fapt, nu un verbal. Știți că noi putem vorbi, în ghilimele, chiar și atunci când tăcem. Recunoașteți asta? Dacă, de exemplu, stai acum pe aici și eu știu că pe tine te doare în codă ce se întâmplă aici. După cum și o poziție de felul acesta, gânditorul, așa poate că te-ai pus serios să asculți și chiar mai mult decât se spune aici. Zici, vorbește Doamne că robotul tău ascultă. Dar se poate, trebuie să zici, fățiși, eu nu vreau să ascult în dimineața asta. Trebuie numai să-ți iei poziția indiferentului. Nu spun care e aceea. Știi? Dar Domnul Iisus a învățat chiar și când n-a spus nimic. Ce făcea El când era furtuna în toi? Ce făcea? Dormea. Unde dormea? Bun. Vedeți? Primul lucru pe care îl învățăm sau vrea să ne învețe furtuna. Dumnezeu, când suntem în furtună, primul rost este să învățăm să stăm liniștiți. Deși Hristos era obosit din cauza slujirii, uitați-vă ce a făcut dinainte, El nu dormea pentru că era leneș sau pentru că era indiferent. Hristos dorea ca ucenicii Lui să învețe despre suveranitatea Lui Dumnezeu. Apostolii aveau nevoie să știe că Dumnezeu este în control. Acesta era motivul pentru care Hristos dormea liniștit în corabie. Nu pentru că El era leneș sau pentru că nu mai putea să-și controleze oboseala. Furtunile, dragii mei, sunt îngăduite în viețile noastre pentru că la rândul nostru să știm că dacă suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu, putem să stăm liniștiți chiar și în momentele când trecem prin astfel de situații. Slavă Domnului! Primul lucru rău, prima atitudine greșită care îi se întâmplă atunci când trecem prin furtună, știți care este de regulă? Că omul credinciosul își pierde liniștea. Imediat intră într-o agitație. De fapt, scopul diavolului chiar acesta este să-ți pierzi liniștea. Hristos a vrut să învețe pe ucenici să stea liniștiți. Indiferent cât de mare este furtuna care la un moment dat poate să vină în viața noastră. Dacă suntem ai lui Iisus Hristos, El este mai mare decât orice furtună. Amin. Amin. Cartea Proverbe 24:10 spune așa. Dacă slăbești în ziua necazului. Și ce zice? Mică îți este puterea. Hristos știa că poate sta liniștit. De ce? Pentru că există un Tată Ceresc care vechează. Motivul pentru care noi putem sta liniștiți în furtunile care apar uneori, mai des sau mai rar, depinde în viața unora, este că avem un Dumnezeu care vechează. Putem sta liniștiți pentru că avem un Dumnezeu care conduce acest univers. Avem un Dumnezeu care deține controlul absolut asupra tot ceea ce se întâmplă, slăvit să fie numele Lui. Amin. Aș putea să dau multe exemple. Nu, din cauza timpului vreau să mă rezum doar la ceea ce s-a întâmplat cu evreii când au ieșit din Egipt. Confruntați cu armata lui Faraon, evreii s-au înspăimântat și primul lucru care li s-a întâmplat, știți care a fost? Și-au pierdut liniștea. O răspunsul imediat al Domnului, uitați care a fost. În Exod 14, de la versetul 10. Zice așa, Faraon se apropia. Mai au ieșit în spate armata lui Faraon, în față Marea Roșie. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. I-au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic.
Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Care, și apoi urmează, care era secretul? Domnul se va lupta pentru voi. Dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, a intervenit Dumnezeu. Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiacul, întinde-ți mâna spre mare și desfic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și faraon și toate astea lui care le călăreții vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul când faraon, care și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberului Israel și-a schimbat locul și-a mers înaintea lor. Și stârpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. Adică între cine? Între cele două armate. În felul acesta au putut să stea liniștiți. Vedeți? Oarecum reproșul lui Dumnezeu pentru evrei atunci când și-au pierdut liniștea, reproșul lui Dumnezeu este astăzi, atunci când copiii lui își pierd liniștea în furtună. Primul rost al faptului că Dumnezeu îngăduie furtună în viața noastră este să învățăm să stăm liniștiți. Avem un Dumnezeu suveran. Avem un Dumnezeu care vechează. Avem un Dumnezeu atotputernic. Putem să stăm liniștiți în furtună. Slavă Lui! Amin. Mai departe. Rostul furtunii. Să învățăm să strigăm pe Domnul. Atâta timp cât vremea a fost liniștită, care a fost relația ucenicilor cu Domnul? Ce au făcut? L-au lăsat să... L-au lăsat să doarmă. Nu-l trezi, eu să vezi cum un băi Petre, cum un băi pe aici, nu știu ce. I-au dat pace. Dar l-au strigat imediat când s-au confruntat cu o situație asupra căreia n-aveau controlul. Vedeți, furtunile vin în viața noastră tocmai ca să demonstreze câtă nevoie avem noi după Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Absența furtunilor, când nu sunt furtuni, când vremea este frumoasă, absența furtunilor ne dă impresia falsă că ne putem descurca fără Dumnezeu. De aceea, în lipsa problemelor, mulți se îndepărtează de Domnul. Noi asta putem vedea la scară mare, putem să vedem în Europa. Odată ce națiunile civilizate odinioară leagăne ale creștinismului, locul în care au descoperit cuvântul lui Dumnezeu, l-au tradus în limba lor și în urmă cu sute de ani s-au întâmplat adevărate reforme spirituale pe care încă poporul nostru, de exemplu, n-a trăit reforme la asemenea dimensiuni în care oamenii să citească cuvântul lui Dumnezeu, să plângă pe stradă, să se adune în biserici și să facă cu adevărat reforme în viața lor, în familiile lor și în societate. În felul acesta încât societatea să înregistreze dintr-o dată un progres economic, social, intelectual, cum nu s-a mai întâlnit. Odată însă cu progresul economic. Națiunile acestea civilizate, știți ce au făcut? Li s-a dat această impresie falsă că se pot descurca fără Dumnezeu. Și astăzi putem privi cu mâhnire înspre un apus, ateu, care întoarce spatele lui Dumnezeu și nu mai are nevoie de Dumnezeu. Absența furtunilor face același loc în viața copiilor lui Dumnezeu. Ne dă impresia falsă că ne putem descurca fără Dumnezeu. De aceea, în lipsa problemelor, cum spuneam, mulți întorc spatele lui Dumnezeu, se îndepărtează de El. Cu cât vor fi mai puține furtuni, cu atât vom fi mai independenți și nepăsători față de legătura cu Domnul. Ori când vin furtunile, atunci știm și unde ne este casa și știm și cine este Tatăl. Furtunile ne obligă să-L strigăm pe Domnul Iisus. Iar lui Hristos îi face plăcere să ne audă strigându-L. Nu degeaba spunea David în Psalmul 34. Versetul 3, mi se pare. Când strigă un nenorocit, Domnul aude!
Nu numai că aude, ci îl și scapă din toate necazurile lui, slăvit să fie Domnul. Deci rostul furtunilor este să nu uităm să-L strigăm pe Domnul, să învățăm să-L strigăm pe Domnul. Cu cât timpul este mai frumos pe drumul credinței, cu atât te rogi mai puțin, cu atât alegi mai puțin la Domnul, dar furtuna, știi ce face? Imediat te aduce în brațele Tatălui și înveți să-L strigi. Asta au făcut ucenicii. Nu, lasă că e mare lucru să trecem noi cu corabia de partea cealaltă. Dar când vine furtuna, avem nevoie de tine. L-au strigat pe Domnul. Domnul să ne ajute când vine furtuna să zicem, no, slavă Domnului, greutăți, că o să am ocazia să stau de vorbă mai mult cu Tata. Amin. Amin. În al treilea rând, rostul furtunilor este să-L putem vedea pe Hristos la lucru. Uitați-vă versetul 39. Ce au avut ocazia ucenicii? Hristos a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Și vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. În mijlocul furtunilor putem vedea cu mai multă ușurință cât de mare este Dumnezeul pe care îl avem noi. Ucenicii au avut ocazia extraordinară să-L vadă pe Hristos la lucru. Dacă nu era furtună, ei ce vedeau? Îl vedeau pe Hristos cum? Cum dorme. Tu ce ai de mai tare? Să-L vezi pe Hristos dormind sau să-L vezi la lucru? La cuvântul Lui, vântul și marea s-au supus îndată. Pentru că nimic nu poate fi mai măreț în această lume decât să-L vezi pe Hristos la lucru. Și vai câtă bucurie nu are Biserica lui Hristos, oamenii lui Dumnezeu, când îl vedem pe Hristos la lucru, când îl vedem pe Duhul Sfânt la lucru, lucrând la inima oamenilor, întorcându-i la Domnul. Este bucurie. Sigur că da. Și Domnul Iisus spunea, vorbind despre lucrarea lui, Ioan 5, versetul 17, mi se pare, spune, Tatăl meu lucrează. Dar nu numai Tata lucrează. Și eu de asemenea lucrez. Este un model de ce să fac. Tatăl meu lucrează. Dumnezeu este în continuu la lucru. Nu uită să meargă în fiecare zi la servici. Gândește-te numai dacă Dumnezeu n-ar merge o zi la servici, ce s-ar întâmpla. Să-ți fie ție responsabilitatea să le dai la toate legioanele pădurii de mâncare. Să vii aici în oraș, să trebuiască să le dai de mâncare. La ciori, la păsări, la animalele sălbatice. Ce ai face, Dorin, dacă trebuie să le dai de mâncare? Dacă ar trebui tu să tragi ceasul istoriei, să meargă mai departe, să asiguri să fumece vulcanii cum trebuie, să, așa mai departe, absolut tot ce se întâmplă. Dar noi trăim pentru că Dumnezeu merge în fiecare dimineață la lucru. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu, Tatăl meu, lucrează și eu de asemenea lucrez. Când se scoală, zice Psalmul 68, versetul 1, Dumnezeu se scoală. Vrăjmașii Lui se risipesc și potrivnicii Lui fug dinaintea feței Lui. În furtun, noi putem să vedem desfășurarea mărimii puterii Lui Dumnezeu. În furtună putem să vedem cum acționează Dumnezeu. Tu nu poți scăpa de furtunile din viața ta. Că mulți se întreabă, ce să fac? Să nu mai fie asta, să nu mai am necazul acesta, să nu mai am problema asta. Păi tu ce trebuie să faci? Să faci ce au făcut ucenicii. Să renunți, să te mai descurci cu puterile tale, cu mintea ta, cu posibilitățile tale și să strigi. Să spui, Doamne Iisus, am nevoie de Tine. Doamne, pierd dacă nu vine ajutorul meu. Și apoi să vezi că doar El poate aduce liniște în viața ta frământată de probleme și de necazuri. În versetul 39 spune că ce liniște s-a făcut? Mare. O liniște mare. Pentru că doar când intervine Domnul Iisus, se poate face liniște. Rostul furtunilor, așadar, este să-L putem vedea pe Hristos la lucru. Nu neapărat să respingi, să zici, Doamne, voi avea ocazia binecuvântată să Te văd pe Tine la lucru. Și culmea este că după aceea, noi putem auzi mărturii ale unor oameni care L-au văzut pe Hristos la lucru în viața lor când au trecut prin furtună. Și nu se întâmpla lucrul acesta dacă furtuna nu venea în viața lor. Deci mai departe, versetul 40-41. Acolo sunt două versete paradoxale. Ce-i paradoxul? Două lucruri care aparent se contrazic. Păi, spuneți-mi voi care sunt acestea. În versetul 40, Domnul Iisus îi mustră. De ce îi mustră? Zice,
pentru ce sunteți așa de fricoși? Bun. Și în versetul 41 se spune că i-a apucat o mare frică. Păi da, Hristos îi, ce sunteți așa de fricoși? Și după aceea este de mai tare. Da, cum se înțelege asta? Una mai altă. Sigur că da. Bun. Deci rostul furtunii este să ne cercetăm frica. În original, termenii folosiți pentru frică sunt diferiți. Când Domnul îi mustră pe ucenici și îi întreabă de ce sunt fricoși, le spune ti deiloi este. Deilos înseamnă frigos în sensul de laș. De ce sunteți lași? Vă sperie o furtună? În versetul 41, cuvântul folosit este phobos, care înseamnă generic frică, de aici avem toate fobiile pe care le, așa, care există și le știm, dar înseamnă nu doar frică, ci înseamnă și uimire. Deci o altă tendă. Nu frica era problema ucenicilor și nu faptul că le era teamă a constat reproșul Domnului Iisus. Că nu mi se spune nouă să umblăm cu frică și cu tremur în timpul pribegiei, nu? Mi se spune sau nu? De ce îi mustră că-s fricoși? Vedeți? Problema reală pentru care i-a mustrat Domnul Iisus era de cine sau de ce le era frică. Hristos i-a mustrat, știți de ce? Pentru că ei se temeau de furtună. Iar Iisus dorea ca ucenicii să se teamă de El. Ba chiar mai mult, Hristos nu vrea să ne temem de El cu spaimă, ci vrea să ne temem de El cu uimire. Domnul nu vrea că atunci când ne apropiem de El să fim fricoși și uimiți. Adică plin de reverență sfântă și uluire că stăm în fața unui asemenea Dumnezeu cum este El. Furtunile din viața noastră ne dau ocazia să ne cercetăm frica. Ce fel de frică am eu? Adică de cine mă tem? Mă tem de problemă în sine? Mă tem de necazul acela? Sau mă tem de Domnul? Ori de câte ori mă tem de problemă, Hristos mă mustră. Și spune, cum zice? Pentru ce ești așa de fricos? Dar ce? Problema aia este mai mare decât mine? Adică decât Domnul? Ca să te tem de problemă? Și apoi, în schimb, toate aceste experiențe cu Dumnezeu fac ca să crească frica noastră, dar nu față de probleme, ci față de Domnul. Deci, rostul furtunii este că atunci când apare furtuna, să ne cercetăm frica. Adică să ne verificăm frica. Ce frică am eu? Frică de probleme sau frică de Domnul? Frica de probleme, de situații cu care ne confruntăm este condamnabilă în ochii Domnului. Frica de Domnul însă este de apreciat. Amin. În Matei 10:28 Domnul Iisus întărește lucrul acesta când spune așa. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Din nou, pe de o parte spune, nu te teme, pe de altă parte teme-te. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în ghienă. Păi cine este acela? Care poate să piardă și trupul, și sufletul în ghienă. Domnul, El are această putere asupra noastră. Deci, nu te teme de problemă, nu te teme de furtună, nu te teme de situația dificilă, ci poartă frică de Domnul. El să ne ajute, amin. Să putem spune, cum zice David în Psalmul 27:3, chiar o știre de-ar tăbără împotriva mea. Inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Amin. Ați văzut cum e cu furtuna? Domnule, când i-ați văzut voi pe ucraineni pe genunchi? Dar, vedeam zilele trecute, a început în Harkov, Donetsk, pe acolo și după aceea și în Kiev. Cetățenii din Kiev își încep dimineața în genunchi. Se duc acolo pe Euromaidan, mai ales acum cu frământările astea care așa se întâmplă acolo, Domnul să aibă milă de ei. Dar când o vreme frumoasă, ați văzut într-o zi să fie în genunchi, pe Maidan. Nu, dar acum nici pe genunchi. Furtuna te așează în genunchi. E rea sau e bună? Păi dacă vezi lucruri bune, cum se poate fi rea? În esență, furtuna rămâne tot furtună. Dar contează cum ești tu din ea.
Ei, ce răzmai are furtuna? Din versetul 40, să ne fie mărită credința. Domnul Iisus nu le-a spus numai că sunteți fricoși. A zis, tot n-aveți credință? Adică, cum tot n-aveți credință? Ce înțelegeți voi prin asta? Încă, dar tot n-aveți. Dar de, adică trebuiau să aibă, nu? Dar de ce trebuiau să aibă? Vedeți, observați, vă rog, acolo unde este prezentă frica, este prezentă și necredința. Frica este ucigașul credinței, pentru că unde este frică, nu există nici credință suficientă. Ori atunci când trecem prin furtună, intenția diavolului, știți care este? Să ne paralizeze cu frică. Și asta scrie în Biblie. De exemplu, la Evrei 2, 14 cu 15. Astfel, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa, și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte, Hristos, să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Vezi tot ce face diavolul? Îi muri, o să mor. Atunci tu, o să mor. Hristos când e te eliberează. Și creștinul adevărat, ce zice când vine diavolul că o să mor? El ce zice? Este Hristos, amur este Hristos. Băi, dacă mor eu ceva, mă mut cu Domnul. Nu zice Pavel, nu spune ce zice să aleg. Nu e așa? Nu asta zice? Ei, după asta știi. Dar cât timp omul când îi mântui, aci când îl atingi la moarte, aci deja pe cel mai evitează, l-ai pus jos. Dacă nu l-ai strădut pe cineva mai tare decât diavolul, ca să aibă puterea lui. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Nu vedeți că adevărul învierii, puterea învierii, ne face să stăm în picioare? Și diavolul, nu, dacă l-am omorât, l-am omorât, să-și freacă mânurile, că gata, tot e rezolvat, mare preot, satana, iată, după trei zile învie. Nu ce să faci pe cineva că l-ai omorât și după aia învie? Ca să nu mai moară? Niciodată. Nu numai atâta. Ți se dă promisiunea aceea că El este primul. El este pârga. Și că după aceea urmăm noi. Că noi înviem împreună cu Domnul Iisus. Că pătăm o viață nouă. Slăvit să fie Domnul. Dar nu știe că e înfrânt. El ce? Pac! Și cum făcea înainte? Și dă-te în frice. Eram copil și eram numai sucit la cap acolo și treceau fete de la școală într-o altă localitate și el era câteva fete. Și el în fiecare zi fugea după ele. Era sucidă, că nu avea minte multă, nici acum n-are. Și săracele fete fugeau până într-o zi. Nu știu cum s-o înțeles ele sau cine le-a învățat pe fete, doar fugiți voi după el, fostele. Și la un moment dat, fetele s-au oprit, erau vreo 5 fete, da? Și au început să fugă după el. Uau, i-a mutit pământul! Așa e și diavolul. Stai! Oprește-te, că ai putere în Hristos să-L piruiești! Amin? Atunci, tocmai asta este. Hristos îi mustă pe ucenici, deoarece se aștepta ca aceștia să aibă credință. Cum le-a spus, tot n-aveți credință? Adică cât să mai umblu cu voi? Ucenicii l-au văzut făcând minuni. Întoarceți două pagini, în capitolul 3, în capitolul 2, 1, să vedeți câte minuni face Domnul Iisus. L-au văzut vindecând orbi, muți, surzi și leproși. Erau în preajma lui și continuau să se manifeste cu necredință. De aceea, atitudinea lor era de condamnat. Tot n-aveți credință? Cât să mai umblu cu voi ca să puteți avea credință? Tot n-ai credință? Prin câte experiențe să te mai treacă Domnul? N-ai experiență nici într-o furtună? N-ai trecut prin nicio furtună a vieții să vezi mâna, mărirea, puterea lui Dumnezeu ca să te treacă victorios? Când vei avea credința care trebuie? Ce-ai mai vrea să-ți facă Dumnezeu ca să dezvolte în tine o credință mai mare? Furtunile din viața noastră sunt îngăduite și sunt destinate ca să ne învețe trăirea, umblarea prin credință. Absența furtunilor le dă impresia greșită că înaintarea pe drumul credinței ni se datorează nouă și nu Domnului. Furtunile însă fac și mai clar faptul că înaintarea este posibilă doar prin dependența noastră de Domnul. Amin. Amin. Din moment ce am ieșit biruitor din atâtea furtuni,
Hristos se așteaptă să vadă la noi o credință mai mare. Nu se poate să vezi pe Iisus Hristos la lucru și credința ta să rămână la fel. Ma, experiențele furtunilor trecute sunt ocazii în care credința noastră are ocazia să crească, să se dezvolte. Aceasta era așteptarea lui Hristos. De fiecare dată când l-au văzut pe Dumnezeu la lucru, pe Hristos la lucru, credința lor să fi crescut. Tot nu aveți credință? Cum ieși din furtuna prin care ți-a fost îngăduit să treci? Este rușinos ca tu să fii îngăduit Dumnezeu să fii trecut prin furtună. Prin experiențele pe care le-ai avut cu Domnul. Că altfel necazurile din viața noastră n-au niciun rost. Dacă ai trecut, nu să zice ca și câinile până apă, până viață. Dacă furtuna nu te-a învățat nimic. Dacă în urma experiențelor prin care treci, tu nu vezi nicio lecție. Dacă credința ta rămâne la fel. Doamne, cum trec eu prin furtunile pe care le mulete în viața mea? Va fi credința mea la fel? Sau va fi mai mare și va mai întărită? Rostul furtunii este ca întotdeauna credința mea să fie mărită. Amin. Amin. Și încă un lucru. Ce rost are furtuna? Păi din versetul 41 zice, i-a apucat o mare frică și zicea unii către alții. Cine este acesta? De la scurtă chiar și vântul și marea. Ma să nu credeți că nu-l cum voi îmblați cu cineva pe care nu-l cunoașteți? Aha. N-ați zis cum cine este acesta? Dar ce au descoperit ei? A. Până atunci au văzut că îl ascultă numai boala. Cum comanda bolii, dur de bol, nu știu ce, pagheșa din el. Dar până atunci n-au văzut cum îl ascultă vântul și mare. Păi doamne, ce poate fi mai mare decât vântul și decât marea? Ce? Voi ați vorbit vreodată? Eu am fost și eu pe mare. Eu am tot zis câte valuri, mai încerc, mai așa, nimic. Eu am zis, m-am uitat așa, nu fie nicio schimbare. Mă rog, cine poate fi mai mare decât vântul și marea? Cine a făcut marea, nu? Cine a făcut vântul? Vedeți? Ucenicii n-aveau încă o imagine clară cu privire la Iisus Hristos. Lucrul acesta se vede și din felul în care i s-au adresat. Când versetul 38 îi spun învățătorule. Apoi, nu o să vezi cum îi spun după asta, după ce au văzut. Păi, nu numai învățător. Ca eu am văzut destul învățători, dar nu puteam comanda la vânt și la mare. Nici lor nu își puteam, da? În urma potolirii furtunii a fost limpede pentru fiecare dintre ei că persoana cu care erau în corabie era cu mult mai mult decât un învățător. Fără prezența furtunii, ce s-ar fi întâmplat? Ucenicii nu aveau șansa să-L cunoască pe Iisus ca și stăpân, ca și domn peste furtună, peste vânt. Așa că fiecare furtună din viața noastră aduce informații noi despre cine este Domnul. Vreau să zic că cine are parte de furtuni puține, îl cunoaște puțin. Cine trece de mai multe ori prin furtună, îl cunoaște mai bine. Tocmai de aceea mărturiile unor oameni trecuți prin furtună sunt atât de puternice și cu impact atât de mare. Trăim viața liniștiți, nestingheriți. Pac! Se întâmplă că unul trece prin furtună. Am cancer. Și începe furtuna. Și acolo în furtună începi să-L cunoști pe Domnul. Și vii după aceea în față și zici, vreau să vă spun cine este Domnul. Corectați-mă. Nu se întâmplă să auzi pe nimeni că depune o mărturie cutremurătoare despre felul în care a lucrat Dumnezeu în viața lui în timp ce era la o petrecere cu prietenii. Sau în timp ce, să zic, să înceapă mărturie așa. Fraților, eram cu căruciorul în supermarket. Dă-i cu portocale, dă-i cu kiwi, dă-i cu schivi, dă-i cu nu știu ce, dă-i cu una, dă-i cu altă, dă-i cu friptură, dă-i cu care. Am umplut căruciorul. Și mi s-a descoperit Domnul și nu știu ce. Eventual și descherci jumătate înapoi. Ce să spună Domnul atunci? Sau, în timp ce eram la restaurant, mă luptam cu o ceafă de porc, garnitură, sper că nu-i nimeni cu probleme aici, până merg acasă, nu știu ce. Și atunci, doar în furtun,
vom avea posibilitatea să-L cunoaștem pe Domnul, cum nu L-am cunoscut niciodată. Înainte de a experimenta cea mai groaznică furtună din viața Lui, știți care era părerea lui Iov vis-a-vis de Dumnezeu? Ce considera el? Că îl cunoaște, zicea. Îl cunosc. Însă, după ce a căpătat, după ce a trecut prin furtună, Iov a căpătat cu totul și cu totul o altă dimensiune a cunoașterii lui Dumnezeu. Și Iov 42, 5 cu 6 zice așa. Iov a zis, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Și am crezut că te cunosc, pauzite. Dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cerușă. Doamne, credeam că te știu cine ești. Când aveam copii, când toți aveau case, când m-am unul la altul să schimb panul de la o petrecere la alta, când mă întrebau, când mă consultau tăți, când... Opa, dar când am ajuns să pierd totul, când am ajuns pe o grămadă de gunoi, te-am văzut. Am văzut cine ești cu adevărat. Furtuna îți dă ocazia să vezi pe Domnul, așa cum nu l-ai întâlnit niciodată. Nu-i așa că, privind mai profund în cuvânt, prezența furtunilor își găsește justificare? A trebuit să-i spunem Domnului, Doamne, iartă-ne că am murmurat când vin furtunile. Iartă-ne, Doamne. Ești gata să accepți rostul furtunilor în viața ta? Ești gata să-i spui Domnului că vrei să-L vezi să stai liniștit? Orice ar veni asupra vieții tale, asigurat de faptul că El este în control și să spui, Doamne, nu să mă ferești de furtună vreau, ci vreau pace în furtună. Promisiunea din partea lui Dumnezeu suveran nu este că te va feri de furtună. Că dacă ți-ar fi bine, te-ar feri și de furtună. Poate feri de furtună? Nu. Poate. Dar El zice, fii atent. Eu cel mai bine te pot crește când te trec prin furtună. Acolo tu poți experimenta pace. Tu poți avea pace, tu poți avea liniște. Poate acum sunt fraților care trec prin furtună. Necaz, singurătate, încercări, boală, pierderea serviciului, neînțelegeri în familie. Și poți să-i spui Domnului, Doamne, vreau să experimentez pacea. Vreau să experimentez liniștea. Știu că diavolul mă amenință cu frică. Doamne, dă-mi pace. Doamne, dă-mi liniște. Doamne, vreau și înțeleg că în furtună te voi striga mai des, vei alerga în brațele tale. Voi avea ocazia să te văd la lucru, Doamne. Și voi verifica frica. Dacă mă tem de probleme, de furtună, sau dacă mă tem de tine. Să-mi fie mărită credința. Și să te cunosc mai bine, Doamne. Pentru că nici de cum. Furtuna nu e așa cum îți va șopti diavolul, sau oamenii lumii, adică oamenii lui. Știți ce zic oamenii, nu? Că l-a bătut Dumnezeu. Uită-te în cartea Evrei. Că de asta îngăduie furtuna că bate Dumnezeu sau că iubește. Că iubește. Ascultăm și apoi, cu siguranță că la final, să fim capabili să cântăm această cântare, să o introducem în repertoriul bisericii. O, ce har să știi că Domnul te iubește. Că scopul lui în furtună este să ai pace, să te liniștești înainte lui.